Victoria uriașă pentru UTA în fața celor de la Petrolul, care o duce cu 3 pași mai aproape de calificarea în play-off, obiectiv care părea doar un vis la începutul campionatului. Arădenii au reușit să marcheze singurul gol al meciului în prelungirile primei reprize. Omondi a executat o lovitură liberă din marginea careului de 16 metri. Portarul Petrolului a respins mingea doar până la Freitas, care din careul mic a trimis culatul direct în poartă. Pentru UTA urmează un meci dificil în Giulești cu Rapidul. Partida se va desfășura miercuri de la ora 21. Greu. Dar s-a terminat cu bine. Deci cred că e a patra șansă care am avut-o și mă bucur că astăzi băieții n-au lăsat să le mai scape șansa asta. A fost o conjunctură pozitivă din toate punctele de vedere și antrenamentele care au fost și atmosfera care a fost. Fără aportul suporterilor, nu știu dacă reușeam astăzi, pentru că am avut momente în care n-am jucat ce mi-aș fi dorit eu. Și am intrat totuși cu teamă, n-am avut curajul să, eu știu, să luăm acțiuni individuale. Am jucat foarte multe mingi înapoi. Așa ca posesie și ca, eu știu, ca răbdare, felicitări pentru jucători. Am înscris când trebuia să înscriem, fază fixă, băieții au fost acolo. Și după care eu zic că am gestionat foarte bine jocul. Practic s-a rupt palma, merge înainte. Și cu calul, cum ar, calul, paparat, dacă nu s-a rupt hamul, nu s-a rupt hamul. S-a rupt hamul, altfel. Dacă am trecut pe locul 6, dar nu s-a rupt, înseamnă că căruța a ținut. Deci băieții au fost tari și bravo, felicitări. Pot mai mult, putem mai mult. Se vede presiunea asta care a fost, că vrând nevrând, am încercat eu să o dau, că să luăm distanță între noi și locul de baraj. Dar toți se uită și toți, eu știu, văd articolele care apare și comentariile care sunt și orașul, deci oriunde te duci, tot deja acum gata, suntem în play-off. Suntem aproape de play-off, dar mai avem 3 meciuri. Eșec pe teren propriu pentru CSC Dumbrăvița cu Unirea Slobozia la debutul meciurilor oficiale din 2024. Primul gol a fost marcat relativ repede de expolistul Ionuț Coadă. Avantajul a fost dublat în partea a doua a jocului prin Laurențiu Vlășceanu. La ambele goluri a gafat portarul gazdelor. În runda următoare, Dumbrăvița se deplasează la Piatra Neamț pentru un duel foarte dificil cu Ceahlăul. Să încep prin a felicita jucătorii pentru jocul bun făcut astăzi, de departe cel mai bun meci al nostru în perioada asta de 6 săptămâni, de când am început pregătirile, cu tot vorbesc de toate meciurile amicare care le-am avut până acum, de cel mai bun joc. Un joc cu foarte mult ghinion, din păcate. Consider că n-am fost inferior cu absolut nimic adversarului nostru, care probabil are prima șansă în momentul de față de a promova, chiar dacă mai este încă mult de jucat și din play-off, dar na, clasamentul vorbește pentru ei, sunt prima echipă care au drept de promovare, o echipă foarte solidă, o echipă matură, cu jucători cu maturitate, dar o echipă cu noroc astăzi. CSM Reșița a câștigat cu 3-1 partida cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua în etapa 16-a Ligii a doua. În tribune a fost o atmosferă de meci mare, cu peste 5.000 de spectatori, iar Guardia Ultra și Peluza Sud Steaua au făcut un spectacol ca la un meci de primă ligă. În etapa 17-a, CSM Reșița va juca în deplasare pe 2 martie cu CSM Slatina. Deocamdată Reșița e pe 7 în clasament, dar poate fi depășită de Viitorul Târgu Jiu sau Cixere, dacă care au un meci mai puțin. În ceea ce privește jocul, cred că am fost echipa care am controlat ostilitățile, am fost echipa care a câștigat mai multe dueluri, echipa care și-a dorit, într-adevăr, să marcheze goluri. Am avut și neșansă ca la o lovitură din un liber, o lovitură fixă să primim un gol, contrar cursului jocului, dar ceea ce mă bucur este faptul că după pauză am ieșit la fel de determinați de la vestiare și ne-am deschis pe tabela de marcare. Deci consider că e o victorie meritată, ceea ce la fel este un motiv de bucurie pentru mine, că nici la 3-1 noi nu vroiam ca să ne oprim, așa încerc să ne oprim și jucătorilor.
lucrul acesta ca să nu ne mulțumim cu puțin. Dacă prindem un adversar și simțim că îl dominăm, să credem până la capăt că putem marca goluri, pentru că oamenii de aia vin la stadion. Sunt trei puncte importante pentru noi, dar exact cum v-am spus și înainte de partidă, nu vom face sărbătoare, nu vom face, eu știu, nuntă după o victorie, cum nici după un eșec nu făceam înmormântare. Corvinul Hunedoara s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la CSM Slatina. A fost 3-0 într-un meci fără istoric pe care hunedorenii l-au dominat de la un capăt la celălalt, începând cu dreptul partea a doua a sezonului. Florin Iacob a deschis scorul în minutul 29 și a stabilit scorul pauzei. În partea a doua a jocului și-au mai trecut numele pe lista marcatorilor fundașul stânga Mihai Velisar în minutul 66 și atacantul Andrei Hergeligiu în minutul 84. A fost un meci ca fiind primul după vacanță, era normal, băieții trebuia să intre în ritm, chiar dacă am avut acele meciuri amicale. Am făcut doar un antrenament pe terenul propriu. Era normal cumva să se obișnuiască, să se reobișnuiască cu reperele, cu lume în tribună. Nu e ușor să stai aproape 3 luni de zile fără competiție. Începutul, nu pot să-i zic că a fost rău. A fost în nota jocului, nici adversarul nu ne-a pus probleme. Știam că joacă acea minge lungă, mai ales prin introducerea lui Caiondo, vârf de atac, care s-a bătut foarte bine pentru orice minge aruncată în spațiu liber. Mi-a plăcut la acest meci că nu le-am dat posibilități de măcar să-și creeze situații de a marca. UTA este în fața unui meci foarte important, cel cu Rapid în Giulești, care va avea loc miercuri de la ora 21. Rapidul, chiar dacă a pierdut în etapa precedentă, încă visează la titlul de campioană pe care nu l-a mai obținut de când l-a avut pe bancă pe Mircea Rednic. Și noi și jucătorii ne gândim, e clar că nu ne ducem acolo doar să ne prezentăm, e clar că mergem să încercăm să luăm cel puțin un punct. Și am făcut-o contra echipelor bune, a precizat Rednic. Mergem să jucăm, cum am făcut-o tot timpul. Știm, eu mai ales știu ce înseamnă Giulești, atmosfera care e acolo. Dar chiar asta l-am spus ieri, că trebuie să fie pregătiți din punct de vedere, eu știu, mental, eu știu, ca atitudine, ca încredere. Sunt doi jucători titulari, e problema de under, e problema de fundaș stânga, dar eu zic că au soluții. Nu e prima oară când ăsta Borzan a jucat, când a mai fost parcă suspendat sau accidentat. Deci au soluții. Iar de la mijloc în sus au calitate foarte bună și pot să facă diferența. De aia trebuie să fim foarte atenți. În momentul când pierdem mingea să nu le dăm spații, pentru că au viteză, au calitate de unul contra unul, tehnică bună. E o echipă puternică. UTA s-a prezentat bine la capitolul defensiv în ultima lună, iar fundașul Alexandru Benga a fost unul dintre jucătorii care a dus greul echipei. Experimentatul fotbalist a și fost inclus de două ori în echipa etapei de LPF, de când UTA nu mai pierde în campionat. Utiștii au ajuns la 37 de puncte în clasament după victoria cu Petrolul și sunt pe locul 7 la egalitate cu FC Hermannstadt, care a și pierdut deja în etapa intermediară. Ne așteaptă o partidă dificilă în Giulești. Venim după o perioadă bună în care am avut rezultate și avem rezultate foarte bune. Mergem cu încredere și ne dorim să câștigăm punct sau punct. Tu personal ești într-unul dintre cele mai bune momente din cariera ta? Nu știu dacă pot spune că e cel mai bun moment din cariera mea, dar sunt conștient că trec printr-o perioadă bună,
este rodul muncii pe care o depun zi de zi și mă bucur că, în primul rând, că sunt sănătos și că fac ceea ce îmi place, pentru că asta e cel mai important lucru. După parcursul bun din ultimele etape, UTA spera la un rezultat pozitiv și în Giulești cu Rapidul. Nu a fost să fie așa și jucătorii lui Mircea Rednic au încasat 4 goluri, la fel ca în partida de pe Arena Națională cu FCSB. A fost 4-1 de această dată și un gol al bucureștenilor în secunda 50, care a tăiat elanul oaspeților. Sâmbătă de la ora 14, UTA va juca în compania celor de la FCU Craiova 1948 în cadrul etapei a 29-a. Dezamăgit. Nu cred că diferența asta de 3 goluri e imeritată și realitatea din teren. E greu când secunda 30 sau primul minut sau 50 pornești de la 1-0. După aia o fază fixă 2-0. După aia noi am revenit în joc. Deci a avut și Fabri o ocazie, a venit golul 2-1 la pauză în minutul de prelungire. Asta ne-a dat mai mult curaj. Am început repriza a doua foarte bine, i-am dominat, am avut ocazii. În loc să fie 2-2, a venit 3-1, iară tot un cadou, pasă paralelă. Am făcut cadouri, azi a fost ziua cadourilor. Și de golul 4-5 nu mai vorbesc, dar am avut 20-25 de minute bune în care echipa a jucat. Am avut 2 sau 3 ocazii clare.